din credincioși, Dumnezeu ne-a făcut și anul acesta harul deosebit de a ne putea bucura de nașterea Domnului Iisus Hristos. Să ne amintim împreună, citind Sfânta Scriptură, de venirea în lume a Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și evanghelistul Luca ne-a lăsat scris următoarele. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat în toiesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Cu toții cunoaștem aceste cuvinte. Cu toții cunoaștem povestea aceasta relatată de Luca, în care se spune că pentru Domnul Isus Hristos n-a mai fost loc și pentru Maria și pentru Iosif în casa de poposire. Întrebarea pe care ar trebui să ne o punem noi, din credincioși, are loc Domnul Isus Hristos astăzi în inima noastră? Are loc Domnul Iisus Hristos în inima ta? Ori de câte ori citim Sfânta Scriptură și recitim acest pasaj, este imposibil să nu ne aducem aminte de acel cuvânt extraordinar. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Dar, dragii mei, ce bucurie avem să fie născut în inimile noastre. Domnul Iisus Hristos a născut acum 2000 de ani. Dar el se poate naște în inima oricărui om în fiecare zi. Acest astăzi poate să fie astăzi chiar pentru tine, acum. Ce frumos ar fi ca la această sărbătoare și tu să poți să spui, astăzi Domnul Isus Hristos s-a născut în inima mea. Nu vă temeți, a fost mesajul pe care Zaharia l-a primit. Nu vă temeți, a fost mesajul repetat Mariei, repetat păstorilor. De ce să mă tem? De moarte, de necunoscut? Am trecut în acești ultimi ani prin momente deosebit de grele. Nu doar noi, întreaga lume. Dar orice copil al Lui Dumnezeu care crede în Domnul Isus Hristos a avut în inima Lui și a putat în inima Lui speranța aceasta că totul este în controlul Lui Dumnezeu. Oricine este născut din Dumnezeu, adică oricine are în inimă pe Domnul Isus Hristos, are în el o speranță vie. Că Dumnezeu știe ce se întâmplă în lumea aceasta. Așa cum la împlinirea vremii a temes în lume pe Domnul Isus Hristos. Toate se întâmplă după voia Lui. Iubiți credincioși, mesajul acesta al speranței este mesajul pe care doresc să vi-l transmit astăzi. Să avem încredere în Dumnezeu, să-i rămânem credincioși chiar și în vremurile acestea greu de înțeles și de trăit. Dar mai presus de toate, să fim convinși că dacă Domnul Iisus Hristos a ales să vină în lumea noastră, a făcut-o pentru că ne-a iubit. Și ce frumos sună cuvintele acestea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Păstorii s-au dus la Betlem și au găsit în tocmai cum li se spusese. Magii au venit de la mii de kilometri distanță și au găsit pe Domnul Iisus Hristos la, la Betlem. Ei au plecat de departe, păstorii au venit de aproape. Întrebarea este, tu ce mai aștepți? Tu ce mai aștepți? Primește l astăzi pe Domnul Iisus Hristos și vei fi bucuros. Vei cunoaște acea bucurie care întrece orice margini, bucuria împăcării cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și dacă te vei întreba când, răspunsul este simplu. Astăzi. Și pentru tine astăzi poate să fie acum, Domnul Iisus Hristos se poate naște în inima ta. Iubesc credincioși, vă doresc din toată inima să aveți parte de sărbători cu liniște și pace. Cu credință în Dumnezeu cu respectul unei față de ceilalți. Să învățăm să ne prețuim mai mult, să ne iubim mai mult și mai presus de toate, să ne credem mai mult în Dumnezeu. Totul în lumea aceasta este în controlul Lui Dumnezeu. Și mai presus de toate, Dumnezeu ne iubește. Să fim convinși de lucrul acesta. Cum? Timițându-L pe Domnul Iisus Hristos în lume. Iubiți credincioși, sărbători cu har, binecuvântate, liniștite, alături de cei dragi și mai ales cu credință în bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc!